Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Când lăsăm modestia la o parte și declarăm că o asemenea ediție n-a existat în istoria televiziunii autohtone. Mor, op, la Dora Show ne uităm pentru că mă promit ca și eu emisiune frumoasă. Doamna Dora a bătut recordul la glume piperate. Și ce-mi place la dânsul? E permanent pașit. Zimbiești 32 de dinți. Tole Druga s-a descălțat în emisie directă ca să-și spele reputația. Ciorapii, normal, că după ce au pățit-o, nu se mai rupi ciorapii. Sau îi rupi special, ia pui. E dracu. Și a acceptat să-și schimbe meseria de dragul oamenilor. Se pare că dragostea publicului nu o cumperi cu două cuvinte. Da, îl cunosc și personal, am avut ocazia și pot spun și cât e de neglijent și... Nu! Bineînțeles că n-am uitat să vânăm artiștii la fiecare colț. Iar la desert vedeți cum îl cucerește Jana pe Toli Druga. Și să las halatul. Doamne, ferici! Să arunc de spate. Băi, opriți camera, că nu filmați, băi. Satisfaction, satisfaction, bul, bul, bul. Tătuvara au crescut, am băut apă cum arat. Da, simt fa, uite-te. Țineți-vă așa sus. Așa. Așa. Așa, așa. Ui, cum așa, opa. Ua, ua, ua. Și mă, Doamne, Dumnezeu, ne-ai distrus capul casa asta. Și cu tine, fata, hei. Da, și, și fa, ia-l frate o lexică. Da, și eu. Ia, ia-l ce faci tu aici, ia-l și, și, de ureche. Satisfaction îi trebuie. Satisfaction. Mă, Doamne. Ce faci? Ce faci acolo? Da, mai, mă, vopsem pe ochi. Da, am văzut că dădeai cu periuța aici. Și, și faci tu acolo? Ia spune, ia, să aud și eu. Și secrete au tineretul în ziua de azi. Una, două, nu m-ați fac și insecții. Dar nu mă bați. Nu te bat, nu te bat și eu nebun dacă te bat. Precis? Nu te bat, mă, hai spune și faci acolo. E că uite, am deschis așa. Așa e? Ți-mi minte că am băut apă cu marar? Mă uitam eu că nu-i marar în gălină, eu am băut apă cu oșii, dar tu l-ai înghițit tău. L-ai ajut, așa? Și faci așa cu negru, așa? Cu cafeniu, că negru nu-i bine. Așa. Așa? Și apă, ca și cum sunt mai mari, vezi? Adică ele cresc, așa? Ia să-mi dai și mie paleta asta, dar îmi fac o lecție mai încolo. Și apă, pui aici alb. Așa. Ia-te, mă, ia-te, Doamne Dumnezeu. Și apă, și la nas așa faci, pui cu negru aici. Ai șezi, șezi că aici ea mușca o matahală, dă-i pași. Da? E, of, așa-ți fietile astea, în ziua de azi. Și apă, lasă-i mițitel. Dar e mițel la tine, parcă e clanțul la șoară, mițel. Dar pentru ce-ți faci așa sexișoară? După... azi și să-și putem misiunea? Să-și putem misiunea, bună seara la oameni, zile. A, bună seara, mă duc... Duște-mi în brac, te rog eu. Vin invitată și am înțeles. Vin invitat, știu, știu. Fetele frumoase, cu forme frumoase și vreau să fiu cum sexual... cum sex, e cum, nu știu. Adică eu n-am nicio șansă, așa-i? Dar putea asta... pat până sub barbă. Ei, dar așa e la mine, la mine tăte ca garboșca aici. Hai, du-ți, coșește-o la lucru. Dar așa e mână. Du-ți în brac, ieși, du-ți rog eu și în brac. Dar așa e mână. Ei, și am, am fie o ghișușcă, când am... Moștile cu de la... Alungă țânțarii, of, da. Copchii, ăștia, drag, doamne, nu poți faci nică. Bună seara, oameni buni. Și măi, fășieți, măi. Așa e, așa e că m-a fost doar de mine și nici tot mi-a fost doar de voi. Dar cum altfel nu-ți poate? Eu înțeleg, măi, că s-a început toamna, că s-a început și socile, de curățit grădinuța, nu și făcut, dar nu uitați! Sâmbătă, seara, mort, cop, la Dora Show ne uităm, pentru că vă promit ca și eu emisiune frumoasă cu invitați clas și foarte, foarte potriviți.
Da, și. Nu-i drept, da, și. Adică știi cu mișoară, te rog eu, nu te mai voi ia, traca-i săreța mușcadaiba. Stai cu mișoară. Da, și. Mai oameni buni, toamna știți să începi și cu mult lucru, dar și cu mulți sărbători. Și nu-i drept? Ba una, ba alta. Sărim mai capăducile dintr-o sărbătoare în alta. Dar las cât așa trebuie. Să lucrăm frumos, să ne îngrijim, să ducem la un concert. Dar și am fost, am trimis-o pe Adriana și ei la altă zăludă. Șezi cu mișoară și tu. Am trimis-o la concert să vadă și să mă întâmplă în showbiz. Că de când am fost în vacanță, ei cam s-o luat, s-o dezlegat de la frâu. Una nu știu ce face, alta nu știu ce face. Ia haideți să vedem și imaginea avem de acolo și apuma să revenim noi. Lasă că le arăt eu lor prin să... Dulce și nemuritoare de pământ și cuvânt. Pentru artiștii de la noi, sărbătorile naționale sunt însemnate cu roșu în calendar. Abia așteaptă să cânte în inima capitalei și să demonstreze că ei sunt patrioții destinși. Noi am examinat din cap până în picioare, ca mai apoi să-i lăudăm ori să-i taxăm. Sadovnic s-a afișat la pălărie. Cântărețul nu se desparte de această piesă vestimentară și cu toate că de obicei preferă să se îmbrace ca un adevărat getodac, această dată a optat pentru o cămașă albă. O mână pe sabie, cu alta pe plug, răsăște de râng, sub o poată de mânt, cu gândul la Ștefan, cu ochii spre deal, răsăște de râng. Corina Țepeș pune preț pe imagine și investește bani grei în ținute. S-a regăsit într-o rochie cu imprimeuri florale, care îi scoate în evidență formele și dezgolește ușor spatele. Costi Burlacu și-a ales un sacou care se asortează perfect cu vestimentația Corinei. Pentru cei doi urmează o toamnă grea, cu multe concerte și petreceri private. Nu de alta, dar trebuie cumva să-și scoată banii pe care îi cheltuie în promovare. Avem muncă în această toamnă ca și în alte toamne. Avem atât aici cât și în România, ultimul timp foarte des trecem prutul. Deja a devenit o normalitate, practic fiecare săptămână suntem și aici și acolo. Nici nu suntem targetul de artiști care să le obținem pe toate, da? Să nu refuzăm sau, Doamne ferește. Deci, atât cât reușim, două, trei programe. Cristina Scarlaci a pus pe ea o rochie albă până în pământ, care n-avea cum să rămână neobservată. Ținuta scoate în evidență aturile vedetei și ascunde micile defecte pe care le are fiecare femeie. Vă mulțumesc din suflet. Să fim țară de ieri, dar să fim și de mâine, la mulți ani. Vali Bogean, în schimb, a ales să iasă pe scena din Piața Mare Adunări Naționale, îmbrăcat în negru din cap până în picioare. Nicio problemă, vocea maestrului compensează orice gafă vestimentară. Că Dan Bittman nu se desparte de geaca de piele niciodată. Cu toate că gradele din termometru arătau plus 25, interpretul s-a îmbrăcat de parcă venea furtuna. Prestația celor de la holograf însă a depășit toate așteptările. Împreună, pentru că următoarea piesă, doamnele, domnișoarele, o să se bucure mai tare decât noi bărbații, fiindcă ea se intitulează Și băieții plâng. Câteodată, uite bucurie aici, la doamna de aici. Artiștii de peste prut se simt ca acasă la Chișinău, iar vestimentația lui Smiley vine să confirme asta. A ales o ținută casual care i-a permis toată mișcarea pe scenă. Ne bucurăm foarte tare că suntem alături de voi în această zi importantă pentru voi și pentru noi. Sunteți gata să începem distracția? Nu, cred că nu ne-am înțeles. Sunteți gata să începem distracția? Ia uite, măi. Ia uite, tare mi-i place de ăsta, cum îl cheamă? E ăsta din România. Smuliei, cum îi zici? Smiley. Adică el zâmbește, se râjește. Hai, du-și lucrarea. Da, unde e răzătoare și e bună? Du-te, rog, eu și eu mă sunt ca și-i toca carne și ieși de farfșeala. Am ușa, îi stai și...
Repijos! Dar când ați mă gătiesc, nici n-ați dovdea să mă gătiesc! Ai să reușești, ai să reușești, n-ați dovdea să fie. E cam mai vreau să-l laud pe ăsta, Smilie ăsta, Smilic. Smis mai iei odată și pe mine în România, la București, acolo, la tine. Dar și, am ușor să vedeți, știu că așteptați, am uia să vedeți unii cu oliva, dacă dau cu oliva, dacă nu dau cu oliva. Dragii mei, după cum am zis în prima, în prima emisiune după vacanță cu ăsta, cu Mileanuș, cu ăsta, cu Duracioc, că anul ăsta, sezonul ăsta, să facem în felul următor. Invitatul n-ați ști că-i cu olivă sau că-i dăm o surpriză sau că-i dăm o floare, un trandașir, o găină și un temerce. Haideți să vedem, nu râde, nu râde. Haide, haideți să vedem cum s-a îmbrăcat. Vedetele noastre care fără dânsele nu se poate. Of, dar cu șinț. Așa, domnul sadovnic, bună seara. Ia că văd că și-o schimba și cănieșa în plașe. Ia uite măi și curare aici așa la, la încheietoare. Știi, s-a stupi cred că ceva acolo. Știi, s-a stupi buricul și aici. Ia uite. Tă-tă-t. De când mă știu eu, fată mare și cinstită, cămeșuica asta discheiet până la paturile bumb, pălărioara și ei albă, ochelarașă, dar mă cât trebuie, că pot și eu, ca așa-i vârsta, altceva, e image, e stil, ce să-i faci? Dar mai schimbă ceva, mai ieși o ceva de jeans, un pantaloni scurt, la urma rog, ieși o... ceva cu pachioașe. Ii măi, cum spun, eu risa domnic, n-am și comenta. Bravo! Așa e să... Ei, nu mai zic nici că apă și urea. Hai de-l pe următorul. Dar e important cât de frumos din balala e, cât din vioară și e și e. Gărmoșcă! Ai, chitară, băi! Ai, e câtă-l, o, tare plașe, nii de dâns, așa cântă din suflete, ca așa cântă și iar cântă. Pentru că nouă îmi place, scântăm, splingim ceva cu dor de mamă, dor de tată, dor de pasăre, mă iasră, ia uite. Ia, Cadna, eu înțeleg, domnul Vali, Valișca, eu înțeleg tu cânti de dor, de inimă, dar măi, când duci la un eveniment, chiar să te îmbraci în negru chiar. Și ești, Doamne ferește, dumnealui în picioare? Mă, eu că mi-e șuică așa mai colorat, că e sezon de ăsta, călduț, nu chiar... Eu înțeleg că ăsta că-l copii pe Val Butnaru de la cabinetul din umbră, dar n-ai nici o șansă, lasă. E, dar mă, și-ați schimbi și el imidiu, dar și câtăți, dar să îmbracă în negru, că să nu greșească la Tangidora. N-ați greșească deloc. Mai schimbă, schimbă, hai, următorul. În ochi ca și șerșielul, dar și-ți fac, așa-i. Așa, și-mi asta, of. Corina Țepeș, iac-te, mă, iac-te în sfârșit, ni se bucură și ni ochelarii, frumos. Bravo! Ia uite măi, am auzit, apropo, ne-o ciripit o șoară că rochia asta, o cusut-o din România, o tita mai mare, mare stilistă de asta. Bravo! Ne place rochia, așa o tentă de asta națională, cu horboțică, trandașiri, frumos! Mă uit așa la stof și o lecție că seamnă cu stofa lui Vlad Codreanu de la Cănesuși, dar... recunosc o rochie foarte frumoasă, draga mie, și coafiura, și cerceiușă, și pantofiorii bine aleși, așa, gine când ai gargoci. Așa, e bine, bravo. Unghișoarele se puteau leacă, mai bine ușor, dar da-mi las, treacă de la mine. Te pup și eu, e tiș, mă salută și-i drag de mine. Hai să-ți dăm și următorul, șini. Așa. Dar cum așa? Sfoșa eu și eu îl luam la oricare eveniment și îi cântam Costi Burlaco. Și e clasă, așa-i? Ei, la capitolul vestimentar nu prea e clasă. Ia uite, cămeșuica albă, bostăniu ăsta și mai este la matali. Trebuie să stil pereche de pantaloni, o pereche de blugi. Nu pantaloni clasici, dacă vrei să faci așa un fel de stil casual, măi. Că nu-mi place. Pune-ți ceva la gâcișor. Eu înțeleg că tu ai vrut să te asortezi cu doamna soția matali, dar nu ți-o reușit. Trebuie să ieși tu rochii, că adânsa așa era și mai bine. Decât așa, nu, nu-mi place. Dar în schimb, știți ce-mi place la dânsul? El permanent face. Zimbești, se vede 32 de dinți și mă ating că are două implanturi. Să nu râd așa tare, că se vede tăt. Ești nebun și chiar ești nebun și așa-s eu, așa-s eu. Hai și în următoarea. Ia, fii așezi-mă. A, și, oh, ei, ia spuneți-mi și cântă omul ăsta că... Lai, 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 am dispoziție, azi o fac lată, azi îmi iau bani ca vot și o dă-o tete. Bună seara, ia ca, vezi? Și,
Ce? Știi? A, nu, mă duc. Du-te și șezi. Cască gura, e la Dan Bittman. Nu-i pentru tine, Dan Bittman, e pentru mine. Că-i de vârsta mea. Îi plac lui ei ăștia cu părul sur. Păr sur și mintea... Așa. Bunișor, te-ai îmbrăcat, mă, mai te-ai, că mai îți faci păduchi sub țoară, că e prea cald și scurc trichele și negru și drâși rupță în genunchi și... Vrei să pară tânăr? Dar așa e, cu timpul nu ți pui. Așa și eu și așa și așa. Așa. Hai și inima ieri. Așa. Of, Doamne, hai, ani bani, rici și faci, bulbur, actel, smilei. Ia uite-l, măi, smilei. Mi-mi place cum merge și parcă e o broască. Tin, 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 bravo. Și eu își faci și girap, nou. Îmi place, știți, parcă e o urzi asta. Hă, băi, tu ești tânăr, măi, băiete, măi, smilic, măi. Și chiar așa. Auzi, m-am așezat și eu ca nebună. Așa. Îmi place tricouașul ăsta cu căneșui, ca e, ca e, ca ăsta e stil casual, domnul Costi Burlacu. Poftim. Și chiar dacă și luași un sacouaș, era să potrivească. Pantalonașul de ăștia îmi plac, ca ei, știți, pantaloni o leac să mai lungi așa, cât că bogăția e mare. E, las, că e bun. E bun, las și că-i primit. Așa, și părul îmi place. Dar trebuie, măi, dacă vă lăsați, măi, bărbați, măi, că am ea la modă și să aveți șerșei și păr mare. Dacă îl aveți mare, nu-l ascundiți, scoteți-l afară. Părul, mă resie. L-au prins în motoc, în poc și poftim pajalul ăsta. Dar și scrie pe maică, așa e că nu înțeleg nică, dar las, că am să înțeleg pe urmă. Așa, și ne-a mai rămas? Cristinuța Scarlat, bună seara, Cristinușca. Și mai faci, draga mie? Ia că te-am lăsat la urmă ca și șireașa de pe tort, nu ca și bomboana de pe colivă. Nu-ți știi încă, nu-ți știi. Până de seară e mult. Așa, rochița națională, așa, un port de ăsta național. Știu și cine a făcut-o, bravo, îmi plac rochiile matale. Frumoasă, îmi place și vântul cum îi fâlfâi între plămâni. Bravo, coafiura, măi, Cristinuța. Să-ți spun drept, și eu nebun am uia dacă nu grăiez drept. Îți stă foarte bine în coafiura asta, așa cum le-ai dat peste cap, parcă ești și ești frumoasă. Machiajul bunișor, centura neagră, parcă aș fi vrut să o schimb într-o altă culoare, știi, pois negru, cum s-ar spune la ăștia care se luptă în stânga și în dreapta. Dar bunișor, bravo, gata, am terminat, mă duc acasă, știu, hai. Și să stau aici și să... He, dar cum să nu știu, 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 unde te duci? Așa strigați am în fața micilor ecrani, micilor interneti. Că vreți asta, cum se cheamă, colivă? Da și, fără colivă nu se poate, așa-i? He, dar pe așa, învață-i cu bunișorul pe moldovan și gata, după asta nu mai faci nică. Așa ești colivă, așa-i tăt. Of, Doamne, haideți, chiar vreau să vă fac o surpriză, oameni buni. Nu vă spun cui îi dau coliva. Fiți atenți la mine, numărăm în gând 1, 2, 3. Așa. Așa, ia ca așa, ia să vedem. Opa! Salutare, dragilor! Să știți că în acest sezon Dora a decis să fie mai bună. De acum încolo vom avea cutia Dorei. Nimeni nu știe ce se ascunde aici. Poate fi un premiu, poate fi bomboana de pe colivă, dar și alte nebunii care îi mai trec ei în cap. Hai să vedem cine e primul care deschide cutia Dorei și, cel mai important, ce se ascunde aici. Bună ziua, maestre! Stop, nu vă speriați așa de tare. Eu vreau să încep cu voi să mă cert, cu voi să întârziet. Asta este un premiu, un cadou din partea Dorei. Așa. Știți, ați auzit de doamna Dora, pentru că ea personal tare vă iubește și ascult toată ziua. Dacă e tort, nu eram să primesc cadou, uitați-vă la mine. Vreau să spuneți dumneavoastră, sunteți un artist cu simțul umorului sau nu? Deci, dar... Ba da. Chiar, acum am mai prins chiar pe starea asta de spirit cu umor. Așa, da, eu zic da. Haideți să ghicim ce este în această cutie. Este doamna, cadoul doamnei Dora. Intuiesc că e ceva de glumă, dar eu o să accept orice. Pentru că nu am niște așteptări. Haideți, eu zic 1, 2, 3, dumneavoastră ridicați capacul acestei cutii. 3, 2, 1 și... Acum a fost ideea, să știți că e foarte ingenioasă. Oricum, eu un bun cadou pentru că cei care cred că eu slăbesc, da? Eu nu fac lucrul ăsta pentru că nu am complexul... Dar asta ce-i, Crișcu, da?
A spus că a călcat pe bec la un eveniment monden. Ați venit îmbrăcat totul în negru, din cap până în picioare. Așa. S-a uitat la video, a zis că Vali Boghean e cel mai fain. Dar ați călcat pe bec și a zis că vă dă coliva. Ok, nu pot să împărtășesc emoțiile astea cu toată lumea și nici nu cred că are cază să ne justificăm. Eu chiar pe bune țin la sărbătorile astea care cel puțin m-am trezit în ele, m-au creat pe mine și eu cel puțin sunt de părerea că oamenii care încearcă să vadă lucrurile așa emoțional un pic altfel și să împartă societatea cum le vine, mi se pare că nu-i corect la atenturile astea. Da, asta nu sună o justificare. Eu cel puțin m-am regăsit în acest concert pentru că eu sunt un fan a trupii Holograf și trebuie să recunosc și am recunoscut-o oricând. Eu am crescut pe muzica lor în adolescența. Dar Beatman tot de negru în cap până în picioare. Și ținând cont de această evaluare a lor, foarte mult am ținut să fiu chiar cel puțin alături de ei. Asta a fost un motiv aparte a lucrurilor astea, dar îmbrăcămintea sumbră, nu știu dacă asta poate schimba ceva în ce cânt eu. Am spus, accept orice, din moment când omul nu poate înțelege gluma sau are niște așteptări sau vrea să fie numai lăudat, mă gândesc că nu este un statut al unui artist, este un statut al unui artist cel puțin mai slab. Vorba și e, măi, unii bate mama, acolo crești. Și unii dă dor, acolo strănești. Lasă că e bună coliva și nu vă sparați pe mine. Știu că, Doamne, că-i suni pe vedetele noastre și să fug ca șoare și tăte morții, numai să nu dă-i de mine sau de fetele astea mele. Coliva-i bunișoară, oameni buni. Ai fost coținută nepotrivită, nevestilată, nedorită, neavută, nu știu cum să-i zic. Neinspirată, într-un cuvânt și gata, punct. Da și, dar nu știi încă, v-am promis că nu știi pe viitor și asta se întâmple. Poate că am să dau ceva. Of, prea mult grăiesc, chiar să facem o pauză, puneți-mi un cântic și mai uitam la voi, dar nu vă văd, dar voi mă vedeți? Așa-s eu. Da și, Janica, Janăcica, ai mi la băca fata, ircoașe. E că tău, unde-i? Janeta! Janăcica! Am să urlu să mă aud de tăți. Poftim. Dar și. Dar dacă nu e Jana, se termină emisiunea, mă scuzați, nu fac nimic fără dânsa. Fac si. Căi, dar unde-i băietul șeală, băietam băiet? Șeală? Care băiet? Păi citi în casă. Dar tu te înțeleg, dar el, spune-i să intri în casă, că gata, e pe aici. Ai tu unde, la poartă? E la poartă, n-ai auzit că... Hai, lasă, are emoții. Cum vede unul așa cu... Buca mea cărnoasă, cum îi tremură? Ia cteală, ți-l trimit că n-i rușine să ies. Hai, duci, schimbă frumușel ca dacă vrei să-i place. Dacă, am înțeles că invitatul meu din seara asta e tare dista, așa, fițos. El nu cu fiecare fata să iasă la poartă, s-o pupi în obraz. Așa. Of, stai o leacă. Ia ca măi, oameni buni, eu vreau să vă-l descriu și am să vă las pe voi să greșiți. Cam de vreun metru și 79, 80, așa, o lecțică de pântică, dar dacă mănâncă mult omul îi place, ia întoarce lecțică să văd, hei, zadnița-i bunișoară, așa-i fălcoasă, zâmbește mult, are ceas pe mână și are torbă de asta cu pătrățele, știți, la piața centrală. Dar și de altul decât toare druga, mai hai, treci și încoace la chioacea. Împinge-te-l că nu vrea. Mi-o întreba ceva în gură. Bună seara, haide. Măi, Tolic, măi, așa frumos ca păsările, ni pămâncioc. Da. E loc, așa azi. Ni pămâncioc, suntem burdohoși, suntem ciobani la stână. Așa, nu ni divulgați nici secretele, șoban la stână. Am să dau șoban la voi. Bună seara. Bună seara! Ce mai faci, măi, Tolic, măi? A, ce mai fac? Am venit cu daruri la... Dar și venit cu torba asta, unde ai fost? Suntem în perioada asta estivală sau... Care... Perioada estivală, măi, s-au terminat e vara, perioada de toamnă, nu, de brod. Nu, eu așa îi spun, estivală, la perioada asta care... A, tu invers. Nu știu dacă s-am greșit mărimea sau razmierul. Dar și crezi, și mărimea am eu, ia spune-o, Tolic. 43, cred. Ia că ai nimerit-o, măi! Toli druga, o nimerit-o pe Dora. Da, hai frumos, ieși, eu m-am descalțat, ieși, mă încalț frumos. Frumos. Atent.
Atenție, așa. Of, dar mă gândi nu știi caloșii ăștia tăi. Gâdele că ei... Ia mai știi gentleman, măi, dar noi îl râdem, că nu știi că... Zdi ăștia care te dă în bani să te încalți întrăși. Of, iau și-s frumoasă, vâleu, vâleu. Dar pan să văd că am să alerg tinghiol, dar-s curăței. Bravo. Foarte curăței. Dar de unii ai, apropo, de unii ai? Ei cumpărat pentru mine sau e de unii ai? Eu am oameni care se ocupă cu diferite lucruri în viața asta. Dar și mai vrei să mă opărești să-mi chin și unii la chișoare? Tu e împletită. Mor eu dacă nu las-o vedeți pe bunicuța Fidochea. E, hai, eu ți-aș da mult Fidochea. Doreta, Doreta, Dorășca de dimineață până seara. Nu știu. Este tu e împletit sau fi? Asta e împletit cineva care nu mai spune despre cine ca să spuneți că îi fac publicitate. E persoană care voi cu siguranță o știți. Ah. Dar spune-o, doamne, dar și... Nu mai dar spune-o că nu pornesc emisiunea, nu-i încalț. Dau și cauși înapoi, iese de acolo înapoi. Îți spune și... Șinio, noi promovăm mieșterii care știu să facă corbăță. Cum o cheamă? Șinio? E o doamnă care... Așa? E un prieten foarte bun și mă rugat frumos să nu divulg. Vrei, ia, primești cadou, vrei, nu primești. E, dar nu mi-au făcut vrăj, prin... Nu, vrejuri nu faci, că e om de treabă. Eu pot să fac vrejuri, special ca să mă vorbiți greu, că am burtă și nu știu, mai și acolo ca să-mi crească ratingul. Lasă-mă, că bărbatul frumos trebuie să cu burta astupă și ieșinare. Și zic, bai. Ia să vedem. Ia. Dar și, și-am zis, ceva de rău, deci nu-o înțeles, omul și merge mai departe. Ei, ia uite, măi, ții la mama lui. Ții la mama lui, dă-mă mama de pe Vasea. Care-i Vasea? După tu alea, băi, dumă. Melic. A, Tolică Miel, bă! Dar e, băi, mi s-a ridicat și o rochiță. Nu mă interesează, eu știu că Matalie ești o bunicuță de asta energic, plină de așa, adică energie. Și o moartea cu asta sau ce? O baterie de asta alkaline sau așa, energizer, cum se numește. Așa. Fără să mai încarci în aparatul cel care se încarcă bateriile. Așa, ia stai, Iulia, hai să-mi schimbăm cu călțăminte, ia zi-mi, tu ai spus? Ia pune aici așa frumos. Hai. Ia dar cu chestia asta, când iese bunicuța la plimbare? Nu la plimbare, că la plimbare, dacă iese, ar trebui să hăcuiască tot și în calea ei. Las că eu hăcuiesc mai și ești, ia nu-mi las tintufile mele, da și, ne schimbăm. Așa. Da. Dar vreau să aflu și mă întreabă, mai schitești doamna dacă ciorapii normal, că după ce au pățit-o, nu-ți mai rupi ciorapii. Sau îi rupi special, ia pune. E dracu peste-o. Așa. Și apoi? Așa, binișor. Asta e bine de mărți la volan cu sandaletele. Da, dar pe eu știi și mai mărg în căruț. Ia să vedem, ia-te. Ia dictă în cișoare lângă mine. Ia, desfacem așa. Două, trei, și cu piciorușul drept. Și, las, așa, ia ca-ți stă ghine. Așa o piruietă. Dar și ți-o umflat aici la tine? A, portofelul, mă uitam cu ceva mare. E plin cu bani. E plin cu bani, așa. Foarte corect. Și cu asta, și ți fac? Seșirea asta și este. A, perioada soci, oameni buni și... Da. Ne-o dai și asta, și bunicuța să tai ștuliețe. Măi, dacă moartea îmblă cu coasa, Dora să îmble de azi înainte cu seșirea. Și o să belească ștuliețe bunicuța. Dar tu ce ai zbelești? Eu o să belesc ochii la bunicuț. Ah, e bravo, e bun. Tu mă provoci, văd că mai Tolică. Ai grijă că eu sunt nebună? Sunt fel de hrrr. Mai ai ceva? Mai am, dar nu dau. Văleu, văleu. Are ceva alb? Mult? E că asta e din perioada și e sovietică, de când era bunica fată mare. Dar eu fată mare nu-s. E nu ești. Dar și ai fost la mâcta în casă și ai furat și au avut și mi-a dus asta e ceva, eu am un muzeu apart care nu știe toată lumea. Muzeu apart unii, în cap sau? Nu în cap. În colibă. În colibă, așa. Și chestia asta o sprindă bine, știi când? Dar e frumoasă. Te gândești la o... Taman când cine romantic. Nu, mai știi și taman când la mine s-o spartă în bai. Când am smărat, da, pansiniu. Nu, aia când ai stiraz, mă tare stiraz, da. Mai este cu... nu mă arat? Mai este cu o problemă. Frumoase, ești, eu și stă ghinim. Mai este cu o problemă. Așa? Care e problema? Când la beliștiul ieți toamna frumos, cu un păhărel de vin, l-ai pus în priză și n-ai probleme cu nimeni. Dar tu ai probleme cu cineva? Nici cu... să n-ai probleme. Ia lăsăm... Eu dacă am probleme cu cineva? Da, cum le rezolvi tu, măi? Cum le rezolvi? Pe calea amiabilă, mai dau doi pumni în cap. Și înseamnă calea amiabilă? Că eu la mine nu știu asta, și asta, calea amiabilă. Mai pașnic, mai cu blândieță. Paștic? Pașnic. Dar și înseamnă pașnic? Grăiești, măi, omiești. Pașnic înseamnă numai nu-s feșnic. Pașnic. Spui-te, rog frumos, dar tu ai spus că rezolvi problema pe cale amiabilă, da? Da. Dacă oamenii vor dau exemplu, să rezolvi pe cale de asta chiurofană, și faci? Cum? Chiurofană? Chiurofană.
Adică schiurlez, băieți. Chirofan, cuvânt chirofan. Chirofan, asta e un fel de cuvânt inventat în premier absolut, cred că, de bunicuța Dora. Așa. Da. E, bun. Bravo. Mă... Of, am înțeles. Cu Dora i-ai adus caloș, dar la oi și le dai. La oi? Care oi? A? La oi le dăm ce și vor oile. Spască, găleț le dăm să murgă. Așa. Dar cum te descurci cu dânsele, apropo? Ei, mă descurc de minune. Dragii mei, că îți descurc omul de minune, o să trebuiască să vedem, să văd și eu. Că aduci cadouri, faci nu știu ce, nu știu ce. Ia că l-am provocat, zic băi. Păi dar ce fel de ciobana stă în fără colțul de lână? Dar și eu sunt cioban? Eu sunt ciobanaș. Dar și mi-ai dat mie colțul? Păi, matale, să nu rășești că trebuie bunicuța să ne înțeleg covarele, până la 100 de ani. Așa, hai să vedem reportajul, dragii mei, și după asta revenim și la oile noastre și la colțul de lui Anatol, așa. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vine în cale, coboară la vale un biet ciobănel. Cine o fi el? L-am provocat pe Toli Druga să-și câștige pâinea la stână, în frunte cu nea Ion, care știe fiecare metru pătrat din această împărăție a oilor. Însă mirosul îmbătător mai nu l-a determinat pe Toli să renunțe. Cine aș da să mă văd aici? Aici sunt într-un aut și cu voi. I se părea o glumă, dar și-a dat seama că gluma se îngroașă după ce a văzut turma de care va fi responsabil. Nea Ioan? Ce dracu' e asta? Cârja asta. Prindem oile? A unii băta mea de făt frumos cu băta mână. Nu e rău, tati, că te bagă în parlament, amuș. Dacă ești rău. Trlop! Măi ciobane, măi, măi ciobane, măi. Eu când sala din cava. Și Tole, cum îți merge? Îmi place la nebunie. Și n-aș da să... Eu vreau să îmbraci asta pentru că asta este haina unui adevărat cioban. Dă-mă, mamă, pe Vasea. Am plecat? Nu, el se aranjează, așa? E, ciobanul nu trebuie să aranjeze frumos, el trebuie să fie cioban. Nea Ioane, ciobanul se aranjează frumos sau nu contează? Îți place asta? Dar la fiete le plac de ciobieni sau nu? Hai, nenunele lor, tătieco! Șopârle lor! Ia la loc! Ia la loc, drașii băie! A alergat după oi cât l-au ținut tâlpile și cu mare greu a reușit să le aducă de pe deal înapoi la stână. Toli nici nu bănuia că munca lui nu se termină aici. L-am pus să mulgă oile, ca la apusul soarelui, laptele să fie deja în casele gospodarilor. Încoace, încoace, hai! Nu ies și gata, că-i dracu. Dă-i coadă. De coadă? Dă-i coadă. Dă-i drum. Hai, dă-i drum. Hai. Trlioptr. Trebuie și încoași. Michia! Hai, să... Să... Bagă ăsta? Dar cum? Așa? Așa, 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 făcă mâna așa de bufie, așa. Și gata, e să oprești. Dă-i drum de coadă. Dă-i drum de coadă, cu apăși de bufie și oprești. Serios? Dar n-ați fugă? Nu mai crezi, ține. La mama lui de spiriduș. Nu iese. Doar că nici cu această sarcină artistul nu s-a isprăvit până la capăt. Nu știu probleme faci. Probleme faci el. Unii, dar unii sfug. Ești piși. Nu, păi nu iese nicio brânză nicăi. Michia. Nu e o noutate că artiștii fug de provocări ca necuratul de tămâie. Ultima însărcinare însă l-a scos pe Toli Druga din sărite. Auzi, eu înțeleg că tu ai de gând să mă scoți din sărite. Ai... Deci, însărcinarea este tare simplu, trebuie să rănești toată baliga de da, aici. Da, fix toată baliga să rănesc. Care e problema? Problema intră și ea că dacă mă ajut, rănesc, dacă nu, nu. Da, dar nu eu sunt cioban, cioban ești tu și domnul Ion, a să odihnesc. Cioban eu sunt...
De formă. Nu de formă, ești adevărat. Hai, Toni, lucrează. Ce facem noi cu toată chestia asta, maestru? Ce-a urmat după ne-a lăsat mască la propriu? Îi stai acolo la montaj? Care stai la montaj? Hai, nu, Toli, care gata, uite-te aici, atât-i baligă. Nu te dezbraci. Nu turba, Adriana. Eu văd ca acasă. Și cu tine la noi nimic nu s-a terminat. Nu s-a terminat, iată, îi smontez acolo, îi faci, îi faci. Care îți montez? Toli, stai. Da, dar pe așa se aruncă, nu îți dă și la revedere. Stai, o lecuțit. Zici la revedere, zici bună ziua. Noi n-am terminat nimic. Tu ai aruncat asta jos, în general. Noi nici n-am ieșit. Toli, nu serios, sincer. Sincer, Adriana. Serios. Și ai urit, sau și cu tine? Sus, plătit aici. Șurul lui Becali să rănesc la oile astea. Trezești la realitate, Iuliac. Dar măcar interviu îmi dai sau tu ai ieșit și te speli pe mâini? Interviu cu șoc, a zis. Stau. Ți-am dat interviu, gata. Te pup, papa. Dar ce faci? Mai Tolic, știi ce vrei să te întreb? Tu ești bărbat de ăsta care nu te-ai bine să duci acasă? Sau de care? Adică? Adică, nu te-ai bine și duci acasă, lucru, dacă te-ai apucat. Nu termin. Depinde și trebuie de terminat și trebuie... Lucru, băi, că e fost să rănești băliguța și, mă rog, eu băliguță, tine. Băliguță, dar, Matale, știi pentru ce am făcut efortul ăla? Dar pentru și, mă rog. Dar și fiorul lui Becali strige bali, ca să știu. Prin cap nu străznește de am înțeles, apropo, Tolic, am înțeles. Și nu știu dacă ați fi apreciat gestul, de ce am făcut eu lucrul ăla. Două secunde, stai o secundă să te întreb o chestie importantă. Am înțeles și ne-a spus și Adrianuș, ca și că erai tare așa, cu aerii, că nu-ți place și ei, așa cu aerii, că deja mă scoteai de sărit. Dar și ți-au făcut? Ieri nu ți-au plăcut, te-ai pornit acasă. Da, dar măcar eu sunt băiat real, sincer. Nu așa... Sincer și frumos, deci nu adaug. Adaug eu, ia că omul sincer și frumos. Ia că eu am făcut efort și ăla cu ciobănelul. Așa. Care era baci sau și dracu era acolo, ia Ioan. Aș văd, văd. O spus că... spus că... Tolic, dacă tu faci o leacă de lucru, îi dăm lui bunica Dora niște lapte. Și eu gândindu-mă în momentul acela răbde, dacă am niște idei spontane de astea cu 8 km pe secundă, mă gândesc la faza următoare, că dacă eu îi duc lui bunicuța, bunicuța să fie tânără frumoasă. Dar și ești fița roșie, îi dau și lapte lui bunica sau ce? Ești duci mănânci lupul. Bunicuța Dora trebuie să dăie cu lăptică de asta frumoasă pe față. Așa. Și sprind așa de ghenii lăptica asta la riduri, încât așa bunica să nu se poată deosebi de cele 20 de ani. Ei, eu am crezut, măi, că ne-ai adus să beau un gâi de lapte. Eu îți spun. Ai zis lapte de oaie? De oies. Oiesă. Of, și, uite, beau un gât, îți promit, dar cu o singură condiție. De eu beau lapte de oaie, dar tu bei lapte de Dora. Haide paharul cu haide cu aici, că am și eu. Am și eu acasă, capră. Nu crede că... Ați văzut și pauză a făcut-o. Și-o fost aici că n-am înțeles. Facem lapte cu tocmaș sau lapte cu orez? Singur, nu știu. Ții de cai îți place. Eu, în genere, am vrut să dau un mesaj pentru niște prietenași care tare mă iubesc și eu tare iubesc. Ei iubesc laptele, le dăm lor laptele astea. Sunt ciobăniei și ideal de mine. Ciobănaș, ciobănaș la oi am fost, domn, dar... Valeriu Ciobănaș, domn Fănel și domn Vitali, șofer, șafior. Apropo, dar la Jănica... Jănica, ia ei lăptica asta și du-o și de la telecentru, mama lor îi iubește, badea ca pe... Hai, trebuie și ori vină cu așa. Băi, ia. Dar și-a făcut. Și cu tine, fată, că ia și... Eu vreau să-i fac o surpriză lui domnul Tolea. Și care-i surpriza? Și în sfârșit să las halatul. Doamne, ferii! Și să-l arunc pe spate. Văi, opriți camera, să nu filmați, băi, fata asta, o să o ieși de minți. Să-i fac o surpriză. Ce surpriză, mă? Eu e foarte stresat. Și strugește-l coleac de lapte, de oaie și-o ta și în tine. Am glumit, măi, am glumit. Nu. Ia uite-o, măi, frumos, sexy. Frumos. Gata, fugi deja, du lăptica deja. Nu-i ca emisiunea, fugi deja. Fugi, na. El își duce și pune la șer. Așa, simt. Ați văzut, măi, ați văzut și reacții eu făcut. Dieti budut, asta e bine, bravo. Ai transmis salutări la băieți, la prieteni, dar la fete, la fanii. La fete, da, la fete. Fanii tăi, și le transmiți. Nu, eu n-am fani, eu am fete care le respect și mă respectă. Dar cum le respecti tu?
cu gesturi. Dar care, ia respectă-mă și pe mine, Oleg Țicar. Cum? Eu te-am respectat. Adică le dai cadou, da? Le dai colțon de lână și... Tot de lână. Nu numai colțon de lână. Este o fătucă, am spus că o să-i mulțumesc o foarte... Fătucă. O fătucă care e prietena lui... Prietenul, e soții deja. Soția lui prietenul tău, așa? Îți place de dânsa? Cum o cheamă? Soțul e sportiv de performanță, nu știu. Pot să-i spun numele sau nu? Pot să-i spui numele, spune-mi și-o probleme. Alexandru Șatalencu, e prietenul meu number one. Number one, care așa. Îl pup și îl cuprind. Dar unde îl pupi? Unde îl pupi? Drept în frunte și îl cuprind strâns ca pe un frate, pentru că el este în Anglia și abia așteaptă soția. Gata, am înțeles. Prietenul tău. Dar la fanii tăi. Îi mulțumesc foarte tare lui Irinuca pentru bzzz. Și faci bun reclamă lui Irinuca, alo? Dar n-am spus la familia. La fanii tăi. Și le transmiți. Te iubesc, nu te iubesc, le iubești, nu le iubești. Le transmit să mă vorbească cât mai mult și să mă bârfească cât mai mult, pentru că mie asta îmi place. Îți place și bârfit. Rău de. Hai, dacă îți place și bârfit, poftim, nici o problemă. Ia să vedem, noi și fac fanile din Tolișor, Drăgușor. Nu trece o zi fără live-urile de pe Facebook ale lui Tole Druga. Cântărețul a declarat în nenumărate interviuri că are fane cât duce carul și că nici femeile măritate nu se jenează să-i facă avansuri. Am fost curioși să aflăm ce știu femeile despre Tole Druga și cine se va bate pentru atenția acestui macho. Îți plac bărbații cu păr pe piept? Ți-am stricat pofta de mâncare? Uite, mai am o colecție adevărată aici. Uite aici. Frumos? E aproape de ideal. Da, desigur. Doamna Dora vrea să mă mărite și mi-a arătat bărbatul ăsta să mă duc după dânsul. Eu știu dacă vă place. Da, îl cunoașteți? Din Rusie, da? Nu, e de la noi, moldovan. Nu știu. O spus că dacă nu-mi găsesc mire, mi-l dă pe ăsta. Îl cunoști? Eu nu arăt altă poză. Aha, îl cunoști? Da, vedeta lumii. Lumii? A, Moldovei sau lumii? Moldovei. Bine, cum îl cheamă? Tole Druga. Tole Druga. Știi ce cântă el? Dacă... Hai să fredonăm împreună. Femeie între doi bărbați. Nu, n-am. Nu-mi plac așa gen de bărbat. Nu te-ai măritat cu el? Dar îl cunoști pe Tole Druga? Sincer? Îmi cântăreț, ce cântă? Cântă când ce moldovinești, îmi pare că... Dar el exact nu mi-aduc aminte cum asta. Iată, mi-am adus aminte. Ești o zână printre femei, ești prințesa ochilor. Bravo! Eu ți arăt o poză și spune cum intuiești, la ce se gândește acest bărbat. Sincer, la ce s-ar gândi acum? La ce? Poate la iubita lui. La femeie, cred. La femeie, da? Bun. Dar știi cine a scris poezia Femeie între doi bărbați? Nu. El, Tole Druga, poetul. Druga sau cum acolo? Da. Druga. Îl știi, da? Da, îl cunosc și personal. Am avut ocazia și... Vă spun și cât e de neglijent și... Nu! Noi vrem doar să-l lăudăm azi. Doar cu trei cuvinte bune despre Tole Druga. Din păcate nu-l pot lăuda. Nici nu știu. Uite care au ales. Care o alegi? Asta ții norocul. Uite. Uitați-vă. Tadam. Îl iau ori nu-l iau, da sau nu? Nu. Dar cine e el? Îl cunoașteți? Uite, sincer, mi-i cunosc. Zeul Tole Druga. Uite, mi-i cunosc sincer, dar nu pot să spun. Tole Druga. Doamnă mireasă, vreți ca o țară să afle de nunta dumneata? Cum te cheamă? Ana. Doamna Ana se mărită și eu vreau să mă mărit cu bărbatul ăsta. Îmi dai voie? Da. Nu-mi dai voie? Uite, îți mai arăt niște poze. Ta-da-da, pa-pam. Ce zici? Nu. Nu mă dai. Nu te dau. Dar mirele tău unde e? Aha, unde? Felicitări! O casă de piatră. Oh, ven
mică, dar e mică, mai fain de rușine pe oraș. Te duci la Ghireț, nu știu unde. Apropo, Fătuca, știi, am spus că te cunoaști personal? Au avut cu tine un contact. Și contact mi-a făcut însă. Oameni buni, ce pot eu să vă spun? Dacă Fătuca aia au avut ceva cu mine... Dar și-o avut. Atunci doar în visele ei au avut ceva cu mine. Prima dar tu cu dânsa n-ai. Adică e cu tine au avut ceva, dar tu cu dânsa nu. Voi chiar de atâția ani de zile, de câte ori vin eu pe la emisiunile voastre, chiar voi nu vedeți că eu sunt direct. Și? Eu spun tot ce am de spus. Adică și cu mișoară, te rog eu frumos, și nu e... Dacă fata aia a avut ceva cu mine... Dar măi, fata asta cum să n-aibă? Dar pe eu te-așa o poză frumoasă, așa vin și eu numai după moarte. O să ne smerti. Ia ca... Dar asta, capul nu era sau l-o tăiat la montaj? Singur nu știu. Da, poz, poz. Ia, t-am întâlnit cu capul în clasie, îmi dau rea pe imagine. Dă capul lui ce mă imagine. Da-ți dau o palmă așa. Hop! Nu se lovește într-o femeie frumoasă și mai ales delicacioasă. Of, măi, Tolic, am înțeles că fanii tăi nu prea au fost de acord ca jenica mie să ducă după tine, da, deși? Ei, jenica, las-o să stai de măritat. Da, am văzut că te-ai spărit. Eu am alte listă de femei. Stop! Gata, am înțeles. Adică? Adică? Domnul Tolea, eu m-am pregătit și m-a ta spui că nu. Da! Apropo, când? Tu te-ai pregătit și ai făcut un complot organizat acolo. Dar ce complot? O dat ciocolate. Hai, tu crezi că eu plătit? Ciocolățele. Eu ciocolatele le mănânc. Apropo, când te însori și gata. Oameni buni, hai să vă spun o chestiune. Eu știu când te însori? Când mă însori, când mă șeară fata care mă interesează. Dar stai un lecție. Eu te remind când eram o fată mare, prin moșurul bărbatul. Adică s-a schimbat... Acum e mai răule, nu mă, eu viață să... Acum e secolul 21, trebuie să ne trezăm la realitate, să nu trăim în secolul acela, când... Am găsit un inel. Oamenii... Băi, să mă șer. Mă, chemați preotul din mahală, părinte! Mă chema... pun într-un... Ia că așa. Băi, eu... Tu îi slebi, stilești? Nu, stați cu sânul. Dar v-ați spus până azi mă șară. Ia că te șeri, Jana. Nu, eu accept... Ce accepti? Cererea domnișoarei în cauză numai cu... O condiție. Care? Să aduc fetele și elea să spună că da, el. A, fetele să zic dacă el și-a fiat seară, da? Da, el. Nu cum o spus, că nu lua. Dar dacă mai... Ați văzut că nici o fată nu zic că... Mai fic, mai tolică. Părerea lor. O mai fost invitat la mine. Unii spozele și elea, ia dați pozele. Da, unii spozele, Janușca. Adă pozele chiar amuia, nu? Adă încoașe. Dacă... Mi-am dat foc, o să spun că gata, să nu mă duc. Bună ziua. Cat pozele. Hai, gata. Hai, du-te, noi... Ieși din casă, spun eu. Du-și caut poz, lasă, Tolic. Noi ia să ne uităm la alte poze. Să ne uităm la pozele lui Tolic, eu te mai... Dar și... Ridică mâinile în sus. Sus. Ia ca așa. Ia ca, vedeți, omul transpirat are emoții. Am emoții rău. Așa. Apropo, când văd cât femei mă borghez de frumos. Așa, ia ca aici și... Tu ești aici. El. Asta e mămica, da? Da. Bună seara lui mămica lui Tolic. Te-o îmbrobonit doar capul sau ce-i păsit? Să nu mă doară măselele. Sau vorba și ei, mămica urât și-i față, și-i și băieți, sau cum? De ce te-o îmbrobonit? Mămica sau... avea grijă de mine într-așa fel încât să mă învelească ca pe bombonic. A, tu să înțeleg că ești ca un fel de ciocolată. Ciocolată. Mămica te-o învelit și fetele te dizvălesc, așa-i? O, iactă-l-i. Ia ce ești frumușel aici. Iactă-l-i. Aici stai, ești tu. Câte mamă de uși gani au luat copiii la grădiniță pentru drăgșorul ăsta. Dar deși? Erai bătăuș? Când el furau. A, și ți furau? Îmi furau drăgșorul. Care drăgșor? Ăsta din mână. A. Toli drug are un drăgșor în mână care nimeni nu vede numai el. Vede că eu nu văd nică. Ăsta cu corniță. A, văd numai coarnele, e bunișor. Eu acolo îl văd, așa nu se vede. Nu se vede, nu văd, că orică eu să o lecțic casaia, dar nu văd nic. Hai, dă să dăm și alte poze. Așa. Ia uite, dar ochișorii s-a... Ia câtă prima mea învățătoare, cum o cheamă? Zinaida Fiodorovna. Zinaida Fiodorovna, bună seara la matale. Și mai faci? Mă, chelfănie de dragi mă lor. Acum la școală, erai ascultător, dar așa e, așa, bubi la barbă și ai. Nu bubi, nu știu ce dracu. Două pieti, te-ai pătat. În fotografiile astea, fotograful face minuni acolo, la mai mulți copii. Eu schilodit. A, tu ai fost minunea fotografului, să nu, înțeleg. Nu, am fost... Te-o schilodit la dat? Ce s-a făcut? Chiar, parcă ai bubi aici la barbă. Da, am diferite ei? Roșeți. Da-ți am avut și eu la bubi dulci, dar eu trecut. Dulci? Așa, hai să mai vedem. Acolo e de la fotograf. Ai de la foto. O, ia ca asta, o lecție, că e mai aproape de adevăr. Și ești cu părul mai închis. Cu ursul. Ciolcă de asta bunișoară. Unui ursul. Da, unui ursul. Nu se vede. Adrian ursul sau care? Era un urs cu peștele în gură. Un urs cu peștele în gură, dar tu ce aveai?
Eu eram Hercules. Da, tu aveai ursul în mână și, și ursul peștele în gură. Așa, exact. Știți? Una după alta. Bravo! Păi, e caldă și deși dracu nu e vintelare. Ia, stai o lecție, că nu-ți fac nică, nu-ți temi. Dacă omului e cald, dă-mă o lecție, că ai stirăcorești, ce se face? Ia ca așa. Bunică cu fantezia asta, schiar. Oi și eu, oi și eu bătrână, las o lecție că se vede și macrafonul. Băi, atrână cu... Ia. Ia uitați-vă, măi, și plied are aici. Plied frumos, oh. Pentru femeile maturi. Dar așa. Pentru din astea cu lătica pe buză, stai acolo mulțumim, bărbații epilați. Hai să vedem și o altă poză, dacă mai este, dacă nu. Apropo, Toli Drugu a spus, să faci și morșii, numai... Oh, Doamne Dumnezeu! Și asta? Special m-am trebuit asta? Și asta? Am niște acheasmă. Să vă spari, să fugiți de aici. Asta tu ești. Zloi. Aici, asta e perioada de pubertate, când ți apar coșurile, când... Dacă e cald. Nu, e perioada când vrei să sperii lumea să fug din emisiune. Dar câți ani ai tu? Tot stau aici. Oameni buni, voi nu fugiți, rămâneți pe loc, vă rog frumos. Fugiți, câți lăsați Camerly, că urmează a patrulea episod de goază. Dar văd că jgutul este la gât, bravo. Care jgut? Ia, te ai acolo un lănțișor, arată-i lănțișorul, Janica. Lănțișorul și ăla face minuni. Luați la alt făivânt, nu lua și ala. Câți ani vei tu aici? În jur la 18. În jur la 18, da? Maxim. Ei, ce-ți fac? Pozele am văzut, profesia am schimbat, vânt am făcut, discheta am discheta, podășe am primit și au rămas, Tolișor? Au rămas schelăim. Hai schelăi o leacță, că nici o problemă. Dar nu e melodie, unde e melodie? Janica, hai lasă vântul. Ia, că, ia omul, știi, îți place microfonul, văd că. Apropo, și cânti, crezi că ai scânt, te-l stâni la gură, nu ureche. Ce-l pui la ureche? S-aud dacă... Dacă și. 1, 2, 3, nu s-aud. Dar și asta e boxă? Măi, s-aude, pornește el. Sunt microfoane care mai și bâzei, care mai sunt și electroșoașe. Ei? Electroșoașe. Și cu tine, microfon normal, s-o spăriet ca să-i bagă electroșoacă ureche. Apropo, ridic-te în picior. Ia. Așa? Că, apropo, înainte de a cânta, când... Ia-te, măi, și decolteu frumos. Când scos un single? Single cu... Johi Devi sau cu cine? Ei, lasă-te, dar și îți place dânsul? Noi suntem prieteni și îl stimez foarte tare pe băiatul ăsta. Cu toate că el e cu căpșorul nor, e naiv, dar are o inimă de aur. Ok, el e cu căpșorul nor, dar tu ești căpșorul unde? Pe pământ, cu picioarele pământ. Pe pământ, de la, și asta e bun. Așa, înțeleg cu dânsul, hit nu faci. Ne mai gândim la proiectul ăsta. Haideți, dă să vedem și muzicul ăsta și cu asta mi-e bun. Nu s-aude microfonul. Uite tu pe ecran că microfonul scânte, nu-ți faci griji, că el că... Uite acolo pe ecranașul, așa se pare cântișorul. Ești gata? Nu s-aude. Tu cânti acolo, Ianu, uite pe ecran. Așa. Ești gata? Dă-mă, mamă, după Vasia. Ei, după Torea? Rlu. Hai, bunica, nu dansează. Imaginează că ești la nunta mie. Și? Hai, da. Vorbește lumea de mine, opa dirida, da 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 da, că beau bani și-o duc bine, opa dirida. Să vorbească nu mă supăr, opa dirida, da 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 da, eu fac banii fără număr, opa dirida. Epa! Am să beau, să beau, să beau, până face mâța mea. Și cocoșul cu curigu, că la Toli tot câștigu. Am să beau, să beau, să beau, până face mâța mea. Și cocoșul cu curigu, că la mine tot câștigu. Uai, ia cât e, dă-i faci! Da, 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 da. Fără număr, fără număr, numai la femeile adevărate, nu și la alea care sunt pățarnice. Bagă-și, băi! După emisiune băgăm acolo. E, lasă, băi, băga! Ce? Hai, dar urmărește, pochetează! Ia uzi! Mă petrec seară de seară, opa dirida, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Și acum mă petrec iară, opa dirida. Adă vinul, măi dorică, opa dirida, la fiata, da, da, da. Și dă muzica mai tare, opa dirida. Epa! Opa! Am să beau, să beau, să beau, până faci Tolea neau. Și dorica cu curigu, dacă la Tolea eu câștigu. Am să beau, să beau, să beau, până-mi face mâța mea.
și cocoșul cu curigu, că la Dora nu-i câștigu. Vă cumpărăm la Riviere și dividem sâmbă de sala la 8. Cu noi au fost nimeni altul decât Dori Druga! Mama lui, dă-mă mamă după Vasea! Oba! Ce-mi place și chestia asta la nebunii. Când se uită și lumea de în jur. Gata muzica, nu? Gata, gata! Și vreau să le fac geloase o paderida.